ești fata, tati? Îi cu Ioana clăgătașului la moară. Mă, tu nimeni. Mă, ce ți-am spus eu ție, mă? Să-ți slugă lumitele să-mi poți porunci. Să nu dai. Mă, lasă că stai eu ție, mă. Ce rântocule! Aclanetașului! Ce-ai, mă, cu fata mea? Mă, de ce nu lași în pace, mă? Lăsați-mă! Uite cum se strică toată veselia din pricina... Din pricina cui? Plătește. Eu, mă? Tu. Eu, mă? Aduna banii. Da. Plătește tu. Cine se găsește să-mi poruncească mie? Aglanetașului. Ești nebun, Ioan. Tati. Drum cu tati. Păi, du-te, dracule. Dumnezeule mare, ce ai știut face? Cu cine te-ai bătut? Dar mai lăsați-mă în seama necuratului, că nu-s copil și știu eu cum să mă port. Eu vă rog de iertare. Auzi, Ioane, eu nu mă amestec, dar știi, să tu vorbești, că tu și cu Ana spune-mi adevărat. Da, părinte. Ionica! Ce cu tine? Ce-ai nebunit? Dacă te vede oare cine? De ce n-ai mai venit? Lasă-mi să pricep tu. Te-ai legat de fata mea, ai lăsat-o cu burta la gură și am o te faci că nici nu o cunoști. Greșești, Pace Vasile. Eu când am văzut cum iese altă noapte din casă, m-am tras la o parte. Îți fie rușine, ticălosule. Din ce, domnișoară? N-ai auzit ce a făcut Vasile Baciu? Gros obraza, Ioane. După cât ne-ai făcut să ceri învățătorului să cheltuiască bani cu năjitul. Apoi, tată, socrule, am venit să vorbim și noi de întăbulare. Care e întăbulare? Adică să facem pahurile la notar. Care notar? Păi nu ne-am tocmit așa. Ne-am tocmit? Vezi bine că dacă îți dai o ție pământurile, eu cu ce-i rămâne? Nu zic că nu stau. Dar după ce-i muri eu, atunci faceți voi cum știți. Să vedem ce ori zice șanța. Da, să vedem, poți ști? Cine mă poate să mi-e să-ți dau dacă nu vreau? Ori să mă scoată din averea mea? Băiete, crezut ai că poți să mă îmbârtești pe mine? Rău ai crezut! Noroc bun! Marica, când mai pentru tine l-am făcut pe toate? Să aștepți! Dar cine ești tu, mă, să-mi spui tu mie să aștept? Eu scriu pe tine ce ți-am făgăduit. 5 pământuri și casă. Procesul merge înainte, să știi. Ce-ai spus? Dacă dai de bunăvoie cât 10 și facem șapturile, ne-am judecat pe mai puțin. Cât o rămas? Cerșetor vrei să mă vezi? Nu, Ionică, spune. Ce ți-am făcut eu ție? Ce ți-am greșit eu ție? Mă! Eu nu te mai pot. Vei și după săracă, n-am nici după ce bea apă. Tu știi că mi ești și mi-ai fost dragă ca ochii din cap. Du-te și fii sănătos. Nu ce cauți la aici? M-a alungat tătucă. Ana! Știi că sosește ceasul și... Trebuie să fie treci pe tine. Dar nenorocitul! Mă, cu cine seamănă? Ai venit aici, gata?
Cerșetor! 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 Am să mă omor, Ioane. Tot n-ai plecat acasă. Ce să fie? Îți auză cum zgheară fruncul? Du-te de aici până nu. Și iartă-mă. Mai să nu se întâmple ceva cu fruncul. Ce cu fruncul? Îi vedeați. Dacă nu se chemați, până nu se omfla, poate n-a scăpat. Ana a murit, copilul a murit. Să știu bine că fac moarte de om. Când s-a putut, mi-ai văzut tot. Când vrei, tu nu se mai poate. Încăpățâna ta ai fost, încăpățâna ta a rămas. Se pare că e cineva afară. Viorica. Viorica. Pentru Ion al nostru. Pentru tot ce putea fi.